أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. رومانيا au fost înfrânți. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. În pământul cel mai apropiat, însă după înfrângerea lor, vor învinge ei. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. În câțiva ani, la Allah a fost hotărârea și mai înainte și după aceea, și în ziua aceea se vor bucura drept credincioșii. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. De ajutorul lui Allah, el ajută cui voiește el și el este cel atotputernic și îndurător, Al-Aziz Ar-Rahim. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aceasta este făgăduința lui Allah și Allah nu își calcă făgăduința, însă cei mai mulți oameni nu știu. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ei cunosc ceea ce este văzut din viața aceasta, însă ei sunt neștiuitori față de viața de apoi. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Oare nu s-au gândit ei în înșiși sufletele lor că Allah nu a creat cerurile și pământul și ceea ce este între ele decât într-un adevăr și pentru un termen hotărât, însă mulți dintre oameni nu cred în întâlnirea cu Domnul lor. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Oare n-au purces ei pe pământ și n-au văzut ei cum a fost sfârșitul celor de dinainte de ei? Aceia au fost mai puternici decât ei, au scurmat pământul și l-au locuit în număr mai mare decât îl locuiesc ei și au venit la ei trimișii lor cu semnele limpezi și Allah nu i-a nedreptățit pe ei, ci numai ei s-au nedreptățit pe ei înșiși. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Apoi a fost rău sfârșitul celor care au săvârșit rău, fiindcă ei au tăgăduit semnele lui Allah și le-au luat pe ele în derâdere.
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veți fi aduși înapoi. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. În ziua când va veni ceasul, nelegiuiții vor fi deznădăjduiți. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Și nu vor avea dintre asociații lor mijlocitori și se vor lepăda de asociații lor. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. În ziua când va veni ceasul, în ziua aceea se vor despărți unii de alții. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. În ce privește pe cei care au crezut și au săvârșit fapte bune, ei se vor bucura într-o grădină. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Iar în ce îi privește pe cei care nu au crezut și au socotit semnele noastre ca și întâlnirea cu lumea de apoi a fi minciuni, aceia vor fi aduși la chin. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Aduceți așadar slavă lui Allah când vine seara pentru voi și când vă treziți dimineața. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Slavă lui în ceruri și pe pământ, atât înainte de asfințit, cât și când sunteți în mijlocul zilei. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. El îl scoate pe cel viu din cel mort și îl scoate pe cel mort din cel viu. El dă viața pământului după moartea lui și tot astfel veți fi și voi scoși. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Printre semnele lui este acela că el va crea pe voi din țărână și apoi iată-vă pe voi oameni care v-ați răspândi pe pământ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Și printre semnele lui este acela că el va crea din voi înșivă soațe, pentru ca voi să trăiți în liniște împreună cu ele, și el a pus între voi dragoste și îndurare, și într-o aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care chibzuiesc. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Și printre semnele lui sunt crearea cerului și a pământului și deosebirea limbilor voastre și culorilor voastre. Într-o aceasta sunt semne pentru cei care știu. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Și printre semnele lui sunt somnul vostru în timpul nopții și în timpul zilei și căutarea de către voi a Harului Său. Într-o acestea sunt semne pentru un neam de oameni care aud.
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Și printre semnele lui este acela că el vă arată vouă fulgerul cu teamă de trăznet și cu nădejde în ploaie și că pogoară apă din cer cu care învie pământul după moartea lui. Întru aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care pricep. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Și printre semnele lui este acela că cerul și pământul există prin porunca sa, iar dacă vă va chema pe voi cu o chemare, veți ieși voi din pământ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Ai lui sunt cei din ceruri și de pe pământ și toți îi sunt lui supuși. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. El este cel care creează prima oară făpturile și apoi le face din nou și aceasta este și mai ușor pentru el și a lui este pilda cea mai înaltă din ceruri și de pe pământ și el este atotputernic și înțelept, Al-Aziz, Al-Hakim. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. El vă face vouă pildă din voi înși vă. Aveți voi dintre cei pe care îi stăpâneți mâinile voastre drepte, asociați la cele cu care v-am zestrat pe voi și sunteți voi într-o aceasta de o seamă cu ei? Vă temeți de ei așa cum este teama voastră de voi înși vă? Astfel tâlcuim noi semnele pentru un neam de oameni care pricep. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Ba aceia care sunt nelegiuiți urmează poftele lor fără de știință și cine îl poate călăuzi pe cel pe care Allah l-a adus în rătăcire? Ei nu vor avea sprijinitori. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ridică-ți fața ta spre religia cea adevărată. Această religie este firea creată de Allah, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în creația lui Allah. Aceasta este religia cea dreaptă, dar cei mai mulți oameni nu știu. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Întorceți-vă la El, căindu-vă, fiți cu frică de El și împliniți rugăciunea salat și nu fiți dintre politeiști. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dintre cei care au divizat religia lor și au devenit secte, fiecare ceată bucurându-se pentru ceea ce are ea.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Dacă atinge pe oamenii rău, atunci îl cheamă ei pe Domnul lor, întorcându-se căiți către el. Apoi, după ce le dă să guste îndurarea sa, iată-i pe o parte dintre ei, cum îi fac Domnului lor asociați. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Fiind nemulțumitor față de ceea ce noi le-am dat, bucurați-vă voi, dar în curând voi veți ști. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Sau l-am trimis noi vreo dovadă care vorbește despre ceea ce ei i-au făcut lui ca asociați? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Când le dăm noi oamenilor să guste îndurarea, atunci se bucură de ea, însă când îi lovește pe ei vreun rău pentru ceea ce au săvârșit mâinile lor mai înainte, atunci iată-i pe ei cum deznădăjduiesc. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Oare n-au văzut ei că Allah dă darul din belșug cui voiește El sau le împuținează cui voiește El? Într-o aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care cred. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Așadar, dă celui care ți-e rudă apropiată ceea ce îi se cuvine, ca și sărmanului și trecătorului de pe drum. Aceasta este mai bine pentru aceia care doresc fața lui Allah și aceștia sunt cei care izbândesc. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Ceea ce voi dați cu camătă pentru ca să se mărească pe seama averii oamenilor nu va spori la Allah, însă aceia care oferă dania zakat dorind fața lui Allah, aceia vor avea îndoit. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah este Cel care va crea pe voi, apoi va da vouă cele de trebuință, apoi vă face pe voi să muriți, apoi vă readuce pe voi la viață. Oare se află printre asociații voștri cineva care să facă ceva din acestea? Laudă Lui! El este mai presus de ceea ce îi faceți voi ca asociați. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Stricăciunea s-a arătat pe uscat și pe mare, din pricina a ceea ce săvârșesc mâinile oamenilor, pentru ca Allah să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce ei au făcut, poate că ei se vor întoarce.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Spune, purcedeți pe pământ și vedeți care a fost sfârșitul celor de mai înainte. Cei mai mulți dintre ei au fost politeiști. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Îndreaptă fața ta către religia cea dreaptă, înainte de a veni de la Allah o zi ce nu poate fi respinsă. În ziua aceea oamenii vor fi despărțiți. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Acela care nu crede va avea parte de credința lui, iar aceia care au săvârșit fapte bune pentru sufletele lor pregătesc. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Pentru ca Allah să-i răsplătească pe cei care crește și săvârșesc fapte bune din marea mila sa, El nu iubește pe necredincioși. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Și printre semnele sale sunt acela că El trimite vânturile de bine vestitoare pentru ca să vă facă să gustați din îndurarea sa și pentru ca să plutească la porunca sa corăbile, pentru ca să căutați harul său. Poate că voi veți fi mulțumitori. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Noi am trimis profeți la neamurile lor mai înainte de tine și le-au dus lor semne limpezi. Și ne-am răzbunat noi pe cei care au fost nelegiuiți și a fost o datorie pentru noi ajutorarea dreptcredincioșilor. Allahul ladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis-samaa' فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ala este cel care trimite vânturile și ele ridică nori, iar el îi risipește pe cer, așa după cum voiește și îi face pe ei bucăți și vezi atunci ploaia cum iese de mijlocul lor, iar când îi atinge cu ea pe cine îi voiește el dintre robii săi, iată-i pe ei cum se bucură. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Măcar că au fost ei înainte de a fi trimis asupra lor, chiar înainte de aceasta, încremeniți de deznădejde. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Privește la urmările îndurării lui Allah, cum învie el pământul după moartea lui. Acesta este cel care învie pe morți și el este cu putere peste toate. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Însă dacă trimitem noi un vânt și văd ogorul lor îngălbenit, rămân ei după aceea nemulțumitori.
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Dar tu nu-i poți face pe morți să audă și nu-i poți face pe surți să audă chemarea dacă ei întorc spatele fugind. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Tu nu poți fi călăuzitor pentru cei orbi îndepărtându-i de rătăcirea lor. Tu nu-i poți face să audă decât pe cei care cred în semnele noastre și sunt cu totul supuși musulmani. Allahul ladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha. Ala este cel care vă creează pe voi în slăbiciune, apoi după slăbiciune vă dă putere, iar după putere dă slăbiciune și căruntețe, căci Allah creează ceea ce voiește și El este atoate știutor și atotputernic, Al-Alim, Al-Qadir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Și în ziua în care va sosi ceasul, vor jura nelegiuiții că ei nu au rămas decât un ceas. Așa sunt ei îndepărtați la adevăr. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Însă cei care au fost dăruiți cu învățătură și credință vor zice: voi ați rămas după hotărârea lui Allah până în ziua învierii și aceasta este ziua învierii, însă voi nu știți. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Și în ziua aceea nu le va fi de niciun folos dezvinovățirea acelora care au fost nelegiuiți și nici nu vor fi ei chemați să caute îndurarea. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Am dat noi în acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, însă dacă le aduci lor un semn, zic cei care nu cred, voi nu sunteți decât niște înșelători. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Așa pecetluiește Allah inimile celor care nu știu. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Însă fii răbdător, căci făgăduința lui Allah este adevăr și să nu te clintească cei care nu cred.